Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, în ziua de azi avem un invitat special în mijlocul nostru pentru această emisiune. Este vorba de pastorul Luigi Mițoi. Dumnealui slujește ca pastor principal în Biserica Betania din Chicago, frumosul oraș la marginea lacului Michigan, orașul vânturilor, supranumit sau cunoscut aici în America. Dumnealui se găsește la noi cu ocazia unei deplasări speciale pentru a preda cursul de hermeneutică la Colegiul Biblic Sola Scriptura. Am profitat de ocazia aceasta ca să-l reținem pentru o oră în studio și să stăm puțin de vorbă cu dumnealui despre lucrarea lui Dumnezeu din viața dumnealui, despre felul în care Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i s-a făcut de cunoscut și cum a început lucrarea de slujire, de predicare a Evangheliei și așa mai departe. Pentru anul acesta, dumnealui este și pastorul coordonator al Convenției Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada, cel mai mare și mai frumos, mai minunat eveniment al românilor din America. Ne rugăm în sensul acesta, Dumnezeu să îi dea lumina, înțelepciunea, priceperea și călăuzirea necesară pentru ca acest eveniment să fie o reușită. Frate Luigi, vă spunem bun venit și vreau să vă mulțumesc de la început că v-ați luat timp pe lângă celelalte ore care va trebui să le petreceți cu studenții, să stăm de vorbă puțin și în studio și să facem de cunoscut telespectatorilor noștri câteva din experiențele care v-au marcat viața și care v-au ajutat să fiți ceea ce sunteți în câmpul Evangheliei lui Dumnezeu. Bine ați venit și vă mulțumim! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Este o deosebită onoare pentru mine și alături de dumneavoastră și eu îi salut cu respect pe telespectatori. Probabil că o să începem cu începutul în această dupămasă, începutul fiind modul în care Dumnezeu v-a vorbit, probabil ceva despre anii care i-ați petrecut înainte de a-L cunoaște pe Domnul, despre formarea ca tânăr în România și apoi modul în care Dumnezeu v-a sensibilizat inima, v-a vorbit, v-a atins și ați devenit copilul Lui și apoi un slujitor pentru mântuirea altora. M-am născut într-o familie de oameni obișnuiți, un sat mic lângă orașul Giurgiu, în sudul României, sub București, pe malul Dunării. Am fost singurul copil al părinților mei. Din nefericire, ei au divorțat după ce eu m-am născut, la 6 luni de viață. Și fiecare a mers în drumul lui, încercând să-și refacă viața. Prin sentință judecătorească am rămas în grija mamei, dar mama plecând, am rămas în grija mamei, în grija bunicii mele. Așa. Și bunica și bunicul bunicii mei m-au crescut. Pe de o parte am avut o copilărie frumoasă, în sensul că a fost o copilărie curată, simplă, la țară, într-un mediu plăcut. Pe de altă parte a fost o copilărie grea, dat fiind contextul familial. N-am avut părinți, n-am avut frați și surori, doar bunicii mei. Bunica mea a fost oarbă în ultimii ei ani de viață. Din cauza acestor dificultăți de familie, am dezvoltat anumite complexe de inferioritate, o sărăcie lucie, singurătate, disprețul oamenilor din sat, 45 de ani în urmă, 50, o familie care divorța în mediul rural era privită cu dispreț, copilul care rămânea suporta disprețul din cauza părinților, oamenii mă întrebau al cui sunt, părinții nu mai erau în localitate, plecaseră de mult de când eu m-am născut și n-a fost ușor. Păreați că sunteți a nimănui. Da, pentru un copil este greu de purtat
realitatea asta. Am terminat școala generală, am mers la oraș, care era departe la 7 km în Giurgiu, acolo m-am înscris la liceul de marină, însă am realizat că nu pot să continui studiile din cauza faptului că trebuia să mă întrețin. Bunicii mei aveau 150 de lei de la pensie de la CAP-ul și am renunțat la școală și m-am angajat în șantierul naval unde se construiau vapoare. Anii au trecut. Când am avut 21 de ani, m-am căsătorit cu Carmen și ea venea dintr-o familie unde tatăl era extrem de bolnav. Imediat după căsătoria noastră, el a murit. Mai târziu a murit și mama ei. Un pic se așeza în contextul meu familial. Ea însă a avut o mătușă, sora mamei ei, care era o femeie credincioasă, se închina într-o biserică penticostală și prin căsătoria cu Carmen am ajuns să o cunosc pe această doamnă, care, sigur că în discuțiile noastre, ca și rudenii, aducea întotdeauna vorba despre Dumnezeu. Copilăria mea a fost o copilărie relativ religioasă, bunicii mei fiind oameni credincioși, nepracticanți, așa cum sunt cei mai mulți. Dar temători de Dumnezeu, cu un oarecare cod moral ridicat, nu se poate evident compara cu ce vedem acum în lume și cu modul sigur în care da lumea a decăzut. Sigur că da. 45 de ani în urmă, noi toți știm că aspectul moral al oamenilor, mai ales de la sat, era cu totul altul. Chiar și pentru cei care nu practicau într-un mod serios sau constant religia și credința lor. Vorbim de credincioșii ortodoxi sau catolici, care în mai mică sau mai mare măsură mergeau la biserică la Paște și la Crăciun, dar totuși manifestau o atitudine de reverență și respectau un cod nescris, totuși destul de strict. Da, sudul României a fost mai ortodox probabil decât multe alte zone, excepție făcând probabil Moldova. Însă acolo s-a dezvoltat un cult al morților și a avut o influență turcă puternică, care a dat naștere unui context regional destul de diferit, specific părții de sud. În discuțiile mele cu bunica când eram copil, m-am învățat să mă rog. Țin minte că cu foarte puține excepții, seara când mă culcam, făceam o rugăciune, făceam semnul crucii pe pernă și spuneam de 3 ori în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, amin. Ceva de genul ăsta. Am avut în inima mea un sentiment religios pe care l-a cultivat bunica și situația mea de familie, singurătatea. Însă, revenind la momentul imediat după căsătorie, când această doamnă mi-a devenit mătușă prin căsătoria cu Carmen, felul în care ea mi-a vorbit despre Dumnezeu nu era unul care se potrivea cu discuțiile despre Dumnezeu din copilăria mea. În copilăria mea, discuțiile despre Dumnezeu se învârteau în jurul bisericii, în care biserică era preotul, femeile mai în vârstă din sat, în mormântările, nunțile și alte evenimente ale satului mic în care eu am copilărit. Femeia aceasta îmi vorbea despre Biblie. Eu nu am văzut în viața mea o Biblie până atunci. Nu știam ce scrie Biblia. Ea îmi vorbea despre Biblie, îmi vorbea despre Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos și îmi vorbea mult despre sfârșitul pământului. Îmi vorbea despre perspectiva iertării păcatelor pe care omul le acumulează în viață și despre mântuirea prin Mântuitorul Iisus Hristos. Atât de curios am devenit, încât pur și simplu așteptam să mă întâlnesc cu această femeie. I-aș vizita părinții în satul nostru, locuia la București. Trecuse printr-o dramă destul de recentă la momentul acela, într-un accident de mașină, îi murise soțul și copilul mai mic, rămăsese doar cu fiica mai mare. Și femeia aceasta m-a făcut extrem de curios. Și într-o zi, când am vizitat-o acasă, la București, noi am vrut să ne întoarcem la gară și cu trenul să venim în orașul nostru, aproximativ 2 ore de călătorie, și ea să meargă la biserică, la adunare, la casa de credincioși. Și curiozitatea mea a fost atât de mare încât mi-am permis să o întreb dacă pot vizita și eu locul ăla. Am fost extrem de curios. Femeia avea o bunătate incredibilă. Deși rămăsese văduvă, noi eram niște tineri foarte săraci, un cuplu foarte sărac, ne-a ajutat foarte mult material.
Țin minte că nu neapărat că ne-a dat bani, dar ne-a dat anumite lucruri în casă, ne-a cumpărat anumite lucruri care erau de strictă necesitate la începutul unei căsătorii. Și eu, care n-am fost niciodată ajutat de nimeni, am fost pur și simplu extrem de marcat de generozitatea acestei femei. Și atitudinea ei de generozitate, coroborată cu mesajul ei din Biblie despre Dumnezeu, a creat un impact puternic în inima mea și am vrut să merg în locul ăla să văd ce se întâmplă. Așa se face că ea, plină de bucurie, a acceptat. Mai târziu mi-am dat seama că ea postea și se ruga pentru lucrul ăsta. Erau câteva luni de la căsătoria mea cu Carmen. Și așa se face că am ajuns în Biserica Sebastian din cartierul Rahova din București, unde la momentul acela era pastor și predicator principal, celebrul frate Trandafir Sanca. Când am intrat în casa aceea de rugăciune, am rămas înmărmurit. Părea ca un teatru imens. O zi de mare sărbătoare, toți oamenii erau la costum și la cravată, nu se potrivea cu imaginea bisericii ortodoxe din satul meu, unde era o biserică mică, sumbră, cu picturi de culoare închisă, preotul cu fum, cu bătrânele. Era un spațiu larg, mare, a cântat corul, a cântat fanfara. Cred că a fost cel mai înalt eveniment la care eu participasem până la momentul acela. Eram ochi și urechi. Era foarte aglomerat. Ușierii m-au condus într-o secțiune dedicată bărbaților. Soția, împreună cu mătușa, s-a dus într-o secțiune dedicată femeilor. Și cam așa s-a scurs ora. Au fost rugăciuni, scurte intervenții ale pastorului și cântări ale formațiilor. Mi s-au părut ca la televizor. La un moment dat, el s-a ridicat și a început să predice. Era un om extrem de înțelept, o persoană caldă, un om cult. Și a vorbit aproximativ 50 de minute. A fost prima predică din viața mea, dar suficientă ca în seara aia să-mi dau seama că eu sunt un om păcătos. Deși nu neapărat în raport cu cineva sunt mai păcătos sau mai puțin păcătos. În raport cu mine eram un om păcătos, vinovat în fața lui Dumnezeu. Și am aflat că Iisus Hristos, cu 2000 de ani în urmă, când s-a întrupat prin Fecioara Maria și a venit pe pământ, El a venit pentru oameni ca mine, ca să rezolve problema păcatului lor, pentru ca vinovăția aceasta a păcatului să nu ajungă la nivelul la care să fie pedepsită cu moartea în iad. Lucrul acesta El l-a făcut foarte limpede. După cum legea pedepsește pe cei care încalcă legile sociale într-un fel sau în altul și este normal, tot la fel Dumnezeu îi pedepsește pe oamenii care se fac vinovați în mod repetat înaintea lor, înaintea Lui de păcat. Și mi s-a părut extraordinar ca cineva care merită să te pedepsească să vrea să te ierte. Să ți se ofere har sau favorul nemeritat. Da. Nici nu m-am gândit să refuz, pentru că nu știu dacă cineva ar refuza când ar fi întrebat: domnule, vrei dar $1,000,000? Sau, mă rog, un mare avantaj. Și când predica s-a terminat, mi-am dat seama că se conturează în sufletul meu un sentiment de vinovăție care capătă proporții mari. Și sentimentul ăsta de vinovăție s-a accentuat foarte mult, n-am putut să-l controlez și am început să plâng. M-am simțit atât de rău. În general, bărbații sunt oameni orgolioși, eram într-un grup de oameni foarte mare, era o sală imensă. Oamenii de lângă mine m-au auzit așa suspinând și s-au uitat cu coada ochiului, nu-i văzusem în viața mea și m-am gândit că o să creadă despre mine că sunt un om dezechilibrat, că cine știe ce probleme am. Culmea este că am izbucnit în plâns, cu voce tare, mi se scuturau umerii. Aveam niște trăiri interioare care nu se pot explica. Nu cred că am făcut în viața mea lucruri rele ieșite din comun. Am fost aproximativ un tânăr obișnuit. Însă mi-am dat seama că un om obișnuit este un om păcătos. Un om extrem de păcătos în fața sfințeniei absolute a lui Dumnezeu. Și lucrul pentru care cred că am plâns este faptul că așteptam să fiu pedepsit pentru vinovăția mea și culmea, în loc de pedeapsă, era perspectiva iertării, brațe întinse, iubire, clemență și bunătate, chemare la iertare. N-am putut să înțeleg lucrul ăsta. Am avut o copilărie aspră. Toți copiii de vârsta mea, chiar și cei mai mici, nu doar cei mai mari, m-au bătut pentru că n-avea cine să mă scape niciodată. Bunica era oarbă, cine era să mă scape pe mine? Ei aveau rudenii, erau încuscriți, rude. Mai aveau frați mai mari. Da.
Eu eram omul care stăteam în spatele porții la jocul obișnuit al băieților din vremea aceea, fotbal, și le aduceam mingea. Dacă uitau echipamentul acasă, eram persoana care mergeam să-l iau sau alte lucruri de care ei aveau nevoie. Și acum cineva față de care eu eram atât de vinovat să mă ierte și să-mi propună o iertare răsunătoare. Am început să plâng pentru că m-am simțit murdar. Am avut la vârsta aceea un pic de demnitate să reacționez cu rușine la starea mea de vinovăție și simțindu-mă așa de murdar, așa de nevrednic, să fiu copleșit de atitudinea de iubire a lui Dumnezeu care vrea să mă ierte. Cred că de aceea am plâns. Era foarte complexă starea mea, trăirile mele lăuntrice. Și imediat s-a derulat încheierea predicii, în care încheiere de predică, pastorul acesta a întrebat oamenii din sală dacă se simt vinovați și dacă ar vrea să scape de sentimentul ăsta de vinovăție. Am omis să spun faptul că tot ce a spus de la început până la sfârșit mi-a spus mie. De 100 de ori în timpul predicii mi-a trecut prin cap că mătușa mea, care era membru în biserica aceea, a stat înainte de slujbă de vorbă cu pastorul și i-a spus despre mine. Sigur că mi-am dat prea multă valoare gândind în felul acesta, ea nu i-a spus nimic. Acum îmi dau seama că orice ar fi spus se potrivea pentru mine, că eu eram în categoria de oameni vinovați. Am crezut că ea a povestit despre mine și că el îmi adresează personal în mod direct toate cuvintele acelea. Dumnezeu vorbea în mod direct, în mod providențial. Da. Știa nevoia și Dumnezeu vorbea prin cuvântul lui și prin predicator, dar nu în modul în care vă gândeați atunci. Ce mi se pare foarte interesant, când vorbeați despre spiritul de vinovăție care vă cerceta atunci, e faptul că un om nu trebuie să creadă despre sine că e cel mai rău, cel mai păcătos, mai ticălos, mai ieșit din comun, ca să se simtă vinovat când vine în contact cu Evanghelia. Nu-i nevoie ca să fii ultimul om. Nu-i nevoie ca să fii cel mai rău din clasă, cel mai rău din sat, cel mai păcătos, ca să simți vinovăție când te cercetează Dumnezeu. E suficient să fii un om obișnuit, un tânăr obișnuit, și totuși Scriptura să-ți vorbească, și în lumina Scripturii, în contrast cu sfințenia lui Dumnezeu, ne dăm seama că... Eu am fost un tânăr obișnuit, nu am făcut lucruri imorale deosebite, pur și simplu mă încadram în tiparul generației din zona mea, din localitatea mea. Probabil că sentimentul de inferioritate pe care îl aveam era datorat stării de sărăcie, absenței părinților, disprețului oamenilor, că întotdeauna când ești copil, oamenii din localitate te respectă prin asocierea cu părinții. Dacă îți atribuie ție respectul sau disprețul pe care îl datorează părinților. Eu, neavând părinți, eram expus. Nimeni, n-aveam o protecție peste mine, cineva care să mă așeze sub aripa lui. Dincolo de asta însă, am fost un om prietenos, oamenii mă apreciau și, în general, am fost un tânăr obișnuit. Deci, ca o concluzie la aspectul acesta, pentru telespectatorii care poate ne urmăresc și sunt oameni obișnuiți ca și ceilalți, mesajul Evangheliei poate să fie pentru ei. Cel mai obișnuit om este cel mai păcătos om, pentru că, de fapt, toți oamenii sunt păcătoși. Și când omul este păcătos, păcătoșenia nu se măsoară în intensitate sau în volum. Când oamenii cad în apă, sunt uzi. Când oamenii se nasc, se nasc sub incidența păcatului adamic. Păcat adamic care e potențial, dar se activează la momentul la care copilul, adolescentul crescând, devine conștient de realitățile vieții și are capacitatea să aleagă. Și alege o fată să se căsătorească, și alege o meserie, o școală, dar atunci are posibilitatea și să aleagă mântuirea, respectiv prin Hristos, care e Mântuitorul și s-a întrupat prin Fecioara Maria și a murit pentru noi, în numele Lui să fie iertat, pentru că el a murit, de fapt, cu moartea de care trebuia să moară fiecare om, ca o pedeapsă a vinovăției.
Lucrul acesta am reușit să-l înțeleg, mi s-a părut un mesaj simplu, omul e vinovat, Dumnezeu trebuie să-l pedepsească, dar Dumnezeu în dragostea sa l-a trimis pe singurul său fiu pe care l-a pedepsit în locul oamenilor. Hristos venind pe pământ și a atribuit păcatele oamenilor. N-am înțeles de ce a fost așa de bun, dar m-am bucurat că a fost așa de bun. Și a atribuit păcatele mele și Dumnezeu i le-a imputat. Și în momentul în care i l-a imputat, el a devenit în locul meu vinovat. Și de aceea el a trebuit să moară, dar eu am scăpat. Am înțeles lucrul acesta destul de bine. Atât am înțeles în seara aceea. Și se oferă iertare. Și s-a oferit iertare. Sacrificiul și jertfei. E ca și cum ești grațiat, într-un fel. Și pastorul a întrebat dacă cineva se simte vinovat și dacă vrea să primească iertare pentru ca să scape de vinovăție, să scape de păcat. Într-o fracțiune de secundă s-a dat o luptă de parcă a ținut sute de ani în sufletul meu. Era un zbuciul teribil. Lucrurile astea nu se pot vorbi. Întotdeauna trăirile emoționale nu pot fi puse în cuvinte foarte bine. Am avut o luptă foarte puternică în duh, în suflet, în inima mea era un zbucium teribil. În momentele acelea plângeam. Am vrut să mă ridic și parcă n-am reușit. Am vins rușinea. Era sentimentul de rușine. N-aș fi stat să mă gândesc dacă vreau sau nu, dacă n-ar fi fost nimeni acolo. M-aș fi ridicat imediat. Dar m-am gândit, ce cred oamenii ăștia despre mine dacă eu mă ridic în picioare? Pe de cealaltă parte, în mintea mea veneau gânduri, acum înțeleg că de la Dumnezeu. Dar de ce te interesează de oameni care nu interesează de tine? Ai stat 21 de ani fără părinți și ai mâncat de obicei iarna boabe fierte de porumb. Și niciunul dintre oamenii aceștia nu s-a gândit să vină să-ți aducă o bucată de pâine. Nu i-a interesat de tine. Tu ai avut viața ta amărâtă, singură, lipsită. Probabil că și al lor a fost așa sau poate că nu. De ce acum pe tine te-ar interesa de ei într-o chestiune unde e o problemă de dreptate? Tu trebuie să scapi de vinovăția pe care o ai. Tu nu faci nimic rușinos acum. Până acum ai făcut ce era rușinos. Acum tu repari rușinea pe care ai acumulat-o în acești 21 de ani. E normal să ai puterea să-ți repari. E normal să spui, iartă-mă-s vinovat. E normal să-ți asumi de ce te-ai făcut vinovat până acum. E o chestie de demnitate, de onoare, de omenie. Și în mintea mea am zis, uitându-mă prin sală, încurgeau lacrimile și am zis, Doamne, dacă s-ar mai ridica cineva înaintea mea, parcă aș prinde curaj și parcă aș avea puterea să mă ridic. Mi s-a părut că cineva s-a ridicat, nici acum nu știu dacă s-a ridicat sau nu, însă am simțit în inima mea Am avut trăiri interioare foarte puternice. Am țâșnit în picioare, am ieșit, eram undeva la jumătatea rândului, am trecut pe lângă 5-6 persoane care erau așezate înspre capătul băncii. Am ieșit plângând, m-am dus în față și am uitat de rușine, n-am mai avut niciun pic. M-a copleșit bucuria, dar o stare de bucurie pe care eu n-am avut-o niciodată. Era o stare de bucurie care nu se poate explica. M-am dus acolo în față și m-am prăbușit pe genunchi. Un alt pastor a venit și s-a rugat pentru mine, pastorul acesta mai târziu mi-a devenit apropiat și într-o oarecare măsură un mentor spiritual, fratele Sandor, avea o voce de tunet și el era un pastor în biserica aceea. Și el a început să se roage pentru mine, eu n-am știut că în spatele meu au ieșit mulți oameni, la sfârșit când m-am întors, probabil erau 100 de oameni acolo plus minus, printre ei era și soția mea. Și rugăciunea lui a durat probabil vreo 5 minute plus minus. În aceste 5 minute am avut în interiorul meu atâtea trăiri, în mintea mea atâtea gânduri, încât parcă este o viață de om. Am avut experiențe care nu pot fi povestite. Când am ieșit de acolo, eram sub impactul acestor trăiri interioare, sub această putere care era evidentă. Țin minte că parcă pur și simplu eu pentru acum am vizitat lumea asta, pentru că nu recunoșteam nimic. Parcă eram într-un loc unde n-am mai fost niciodată până atunci. Veneam dintr-o lume care nu semăna deloc cu asta. A fost greu să înțeleg paradoxul acesta. Am fost sub impactul acestei experiențe mult timp. O stare de ușor, de bucurie ieșită din comun. A fost atât de mare experiența mea și atât de frumoasă, încât de atunci încolo, pentru câțiva ani de zile, fără nici măcar o singură excepție, la 6:30 din Giurgiu dimineața aveam tren.
De acasă până la gară făceam aproximativ 30 de minute pe jos. Nu era autobuz la ora aceea în anul 83-84. Și la 6 și jumătate pleca trenul spre București. Făcea o oră și 45, aproximativ 2 minute. Făceam 20 de minute cu tramvaiul până la biserică. Eram la serviciu de dimineață împreună cu Carmen. Apoi, de obicei, mergeam la mătușa, dacă ea se întâmpla să nu fie acasă, rămâneam prin parc sau poate ne mai lua o altă familie din biserică. Seara rămâneam din nou la slujbă. La 11 și 20 noapte aveam tren și la ora 1 și 10 și 15 minute ajungeam în oraș, o jumătate de oră până acasă. N-am lipsit nicio duminică câțiva ani de zile. Au durat câteva luni, am făcut cursul de cateheză. M-am botezat, pastorul Lazar Gov m-a botezat, era pastor în Ploiești și fusese invitat pentru ceremonia aceasta. Am făcut catecheza cu un slujitor al bisericii care acum este în Atlanta, Georgia, este un om în vârstă, față de care am o considerație extraordinară, datorită experienței pe care am avut-o împreună în perioada aceea. După botez am devenit membru al bisericii, Carmen a rămas însărcinată, venea mai rar la biserică, după aceea o perioadă n-a venit, însă eu n-am lipsit niciodată. Nu era prea greu, prea mare efortul de dimineața de la 5 până după miezul nopții, duminica, atunci când oamenii se distrează, când oamenii se destind, când oamenii caută să satisfacă plăcerile lor, abia așteaptă să vină weekendul. Și acum în România oamenii trăiesc parcă pentru sfârșitul de săptămână, ca să se destindă în ce privește firea pământească, plăcerea, distracția. Nu vi s-a părut greu? Cred că este adevărat ce spuneți, însă părerea mea personală este că pe oameni nu îi obosește frumosul. Nu îi obosește extraordinarul, nu îi obosește gloriosul, nu îi obosește superlativul. Așteptam ziua de duminică. Aș fi putut să lipsesc, nu mă împingea nimeni, nu mă chema nimeni, însă aveam o atracție ieșită din comun, o bucurie extraordinară. Eu n-am fost iubit niciodată, n-a avut cine. Bunicii mei m-au iubit, ei au fost ca și părinți pentru mine, frați sau surori, însă am avut o problemă socială. Am căutat iubirea, iubirea nu doar acasă de la bunicii mei, însă atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am găsit ce căutam. Am găsit sentimentul acela că sunt prețuit, așa cum sunt eu, că sunt iertat. Trăiam această stare de iertare la un nivel de emoție ieșit din comun. Ascultam predicile cu o imensă bucurie, nu aveam Biblie în vremea aceea, nu erau Biblii. Țin minte că a fost un frate, membru al bisericii, Iosif, al doilea nume, nu-l mai știu numele de familie, un om remarcabil. El mi-a dat o Biblie mică, mică, cum folosim noi astăzi Biblie pentru femei, pentru domnișoare, pentru doamne. O Biblie foarte mică, cu multe însemnări, era veche. Nu existau Biblii în vremea aceea și a fost unul dintre cele mai mari daruri pe care le-am primit în viața mea. Țin minte că bunica mea, care murise între timp, eu am început să postez pentru ea ca să fie mântuită. Am postit aproape 2 ani și m-am rugat intens ca Dumnezeu să o mântuiască, pentru că nu știam că oamenii după ce mor nu mai pot fi mântuiți, nu mai pot păcătui, nu mai pot face nici bine, nici rău. N-am știut pentru că nu aveam de unde să știu. Am aflat, citind Biblia, participând la biserică, că bunica mea nu mai poate fi mântuită prin postul meu și prin rugăciunea mea, că odată ce a trecut în veșnicie va rămâne pentru întotdeauna în starea în care a trecut. Și încet, încet am început să cresc spiritual și în Giurgiu am mai întâlnit două familii de oameni credincioși care se mutaseră din centrul țării, Târgu Mureș și Mediaș, din zona combinatelor chimice de acolo, la marile combinate chimice pe care Ceaușescu le construise la Giurgiu. Cunoscându-i, acolo nu era o biserică nici baptistă, nici penticostală în Giurgiu, am început să ne strângem pentru ca să ne rugăm, să vorbim din Biblie, să cântăm lui Dumnezeu pentru mântuirea lui. Și așa s-a conturat un grup de părtășie, de studiu biblic, cu care a început biserica în anul 89. În Giurgiu.
în Giurgiu. Biserica a crescut, unul dintre bătrânii care era ordinat slujea undeva în județul Giurgiu, dar locuia în Giurgiu, m-a trimis la seminar la Brașov, era un seminar pe lângă comunitate de 2 ani, m-am dus acolo, după aceea m-am dus la seminar la Institutul de la București și l-am absolvit, m-am întors la Giurgiu. Am fost înainte de asta ordinat ca diacon, după aceea ca păstor, am lucrat acolo. Lucrarea a crescut puțin câte puțin, zona a fost grea, investiția a fost mare, dar rodul nu a fost mare. Însă mic sau mare ne-am bucurat de el și cred că s-a bucurat și Dumnezeu. În câteva cuvinte, cam așa s-a întâmplat. În modul acesta Dumnezeu v-a dat o identitate nouă, o viață nouă, o comunitate nouă. Cred că ceva a făcut să vă simțiți special și foarte bine la superlativ în mijlocul comunității a fost viața nouă, identitatea nouă și simțul aparținerii. Simțeați că nu mai sunteți singur pierdut undeva într-o localitate în România. Acum, dar era... n-am fost un om frustrat, n-am fost un tânăr frustrat, am fost întotdeauna o fire optimistă, curajoasă, cu resurse emoționale, n-am fost dezechilibrat, n-am fost frustrat, nu am mers la biserică datorită unor dezechilibre emoționale, afective, nici vorbă, însă când îl întâlnești pe Dumnezeu, se întâmplă lucruri pe care dacă nu îl întâlnești, nu le poți înțelege. Marea problemă a oamenilor care nu îl întâlnesc pe Dumnezeu este că încearcă să-și explice logic experiența altora pe care o au întâlnindu-se cu Dumnezeu. E ca și cum eu, fiind bărbat, încerc să îmi imaginez logic cum este să naști. Bărbații nu nasc și de aceea noi încercăm să ne imaginăm. Dar cât adevăr există în imaginația aceasta sărăcăcioasă, rece și pustie a unui bărbat cu privire la nașterea unei femei? Cât de aproape de realitate poate să fie? Sau cât de departe? Sau cât de departe? Nimeni nu știe. Da. Când treci prin experiența aceasta, ești în interiorul ei. Nu e o experiență a minții doar, e o experiență afectivă. Toate trăirile emoționale prin care treci, care ți încearcă afectivitatea, sentimentele, pur și simplu îți dau pace, îți dau semnificație, îți dau bucurie, te simți iubit. Intri într-o biserică unde asculți cuvântul lui Dumnezeu și îl înțelegi. Primești un scop în viață. Dintr-o dată îți construiești un viitor în mintea ta, o viziune, o perspectivă, ai un set de valori pentru care trăiești. Știi ce vrei și știi ce nu vrei. Știi de unde vii. E dezonorant să-mi spună mie cineva acum, domnule Maimuțoi. Da. Dacă tot vin din maimuță, mi s-ar potrivi să-mi spună domnule Maimuțoi. Mi se pare dezonorant, cel puțin pentru mine. Nu vreau să ofensez pe nimeni. Eu știu că oamenii sunt diferiți, au opinii diferite și scopul meu, chemarea mea de la Dumnezeu este să iubesc, să-i respect și să-i ajut pe oameni. Dar eu vorbesc în dreptul meu. Ar fi dezonorant cineva să creadă că eu vin din maimuță. Ei, când știi de unde vii, când știi de ce ești aici, când înțelegi cine este Dumnezeu, când înțelegi mila și harul lui, aceste două mari concepte pe care de obicei oamenii nu le înțeleg. Har este când ți se dă ce nu meriți, adică iertare. Și milă este atunci când ți se ia ceea ce meriți, pedeapsa. Meritai să fii pedepsit și în milă Dumnezeu ți-a luat pedeapsa. Și pur și simplu ai rămas în fața ghilotinei sau în fața lațului sau în fața închisorii, dar cel care ar trebui să te ghilotinizeze sau să te spânzure sau să te bage în închisoare spune: domnule, nu ești în caietul meu că trebuie să fii omorât. Dumneata, nu ești vinovat. În recordul meu, în registrul meu de vinovăție, dumneata, nu figurezi. Poftește. Du-te acasă, ești liber. Da. Dumnezeu în mila lui anulează meritul nostru, dreptul nostru de a fi pedepsiți și în harul său ne dă dreptul de a fi iertați fără niciun merit. Pur și simplu în numele lui Iisus care a murit în locul nostru. Când simți toate lucrurile acestea, și eu știu că floare la ureche în trei vorbe când le spui, dar când treci prin experiența aceasta, când stai înainte să adormi și pur și simplu începi să guși din măreția și din frumusețea lui Dumnezeu, din această iertare, să te simți copilul lui Dumnezeu, să știi că nu mai mergi în iad, să știi că nu mai ești vinovat, să știi că o să calci pe străzi de aur, că o să mergi în cer,
Toate lucrurile astea nu pot fi povestite, doar experimentate. Cine s-ar sătura să-i explic eu cum este Cascada Niagara și să spună, domne, eu am fost la Cascada Niagara, dar cum ai fost, domne? Păi am fost prin experiența lui Luigi. Da. Dar nu se poate, aia nu-i, domne, nu pot. Trebuie să ai tu experiența asta. Nu, dar să mi-a explicat, mi-a explicat frumos, mi-a dat toate detaliile, am simțit că-s acolo. Nu merge. Experiența trebuie să fie personală și să atingă întreaga ființă umană și de aceea cei care au trăit această experiență. Cea mai slabă formă de cunoaștere pe care un om o poate avea este pe cale logică. Adică cineva să-i explice și el să meargă la pas cu explicația, imaginându-și, punând în forme fizice cuvintele, mesajul prin cuvinte. Cea mai profundă este prin experiență. Când omul experimentează, păi cum sunt copiii neascultători și nerespectoși față de părinți? Și când ei înșiși devin părinți, spun, oh, ce rău îmi pare că nu mi-am respectat mama și pe tata. De-abia acum înțeleg ce durere imensă le-am provocat părinților prin atitudinea mea de răzvrătire. Acum când am eu experiența de tată, care sunt îndurerat de neascultarea și de răzvrătirea copilului sau copiilor mei. Iată dar cum experiența de părinte te pune, îți dă capacitatea să simți ce au simțit părinții tăi atunci când tu, în calitate de copil, n-ai fost cu minte. Experiența bate filmul și bate logica. Un început al credinței frumos, interesant. Consider că cea mai mare minune din viața unui om este minunea convertirii, minunea transformării. Acest început în care ne trezim dintr-o dată oameni diferiți, complet diferiți de cum am fost ieri. Ieri gândeam într-un fel, simțeam într-un fel, vedeam lumea și înțelegeam lumea într-un anumit fel și azi totul e diferit. Ieri aveam ambițiile noastre, dorințele noastre, plăcerile noastre, tendințele noastre, inclinațiile noastre, în general toate înspre fire, înspre firea pământească, înspre pământ, înspre păcat și acum totul s-a schimbat. Ne trezim dintr-o dată că ne place rugăciunea. Păi înainte nu mi-a interesat. Ne place Biblia. Păi cum, cartea aia demodată, veche, care e foarte greu de înțeles și priceput, ce să-ți placă? Poți să citești un capitol, două și să nu înțelegi nimic. Dintr-o dată îi descoperi dulceața și frumusețea. Dintr-o dată te trezești că îți place biserica, părtășia cu ceilalți credincioși, rugăciunea, cântarea, ascultarea cuvântului. Totul se schimbă și această minune o realizează Dumnezeu în noi prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt. Da, continuăm să credem și să propovădim că cea mai mare minune este transformarea fundamentală a vieții unui om. Din momentul în care Dumnezeu va vorbi, Dumnezeu va transforma, de la întâlnirea aceea frumoasă, miraculoasă, pe care ați căutat să o explicați și să o descrieți, dar noi suntem limitați în a o înțelege, pentru că dumneavoastră ați trăit-o, noi o înțelegem pe a noastră. De la experiența aceea frumoasă, deosebită, fantastică, supranaturală, a început creșterea și formarea, apoi chemarea în slujire. Până în ziua de azi, dacă vă puteți aduce aminte sau să poposim la una sau două experiențe, în funcție de timp, mai avem vreo 13 minute la dispoziție, una sau două experiențe care v-au marcat viața după convertire, în acest proces de creștere și cunoașterea lui Dumnezeu, cunoaștere mai profundă a cuvântului. Fie din viața de familie, fie din viața de slujire sau înainte de a începe slujirea. Dacă vă aduceți aminte de o experiență care v-a amprentat. Da, sunt aproximativ 33 de ani de la experiența care mi-a schimbat viața atunci. Astăzi sunt un alt om. Lucrurile s-au schimbat în mintea mea, în viața mea, am alte convingeri, altă perspectivă.
fac lucruri diferite cu viața mea, mă grăbesc să recuperez timpul pe care l-am pierdut în cei 21 de ani. La momentul acela credeam că sunt fericit pentru că nu am părinți care să mă oblige să vin de vreme acasă, să-mi fac temele. Mi se păreau niște mari oportunități pentru că făceam ce vreau. Astăzi, anii aceia sunt rușinea mea. Este marea pierdere a vieții mele. Mi-am pierdut tinerețea fără ca să realizez ceva. Dacă aș mai avea anii aceia, da, îi am pe aceștia. În acești 30, aproximativ 33 de ani s-au întâmplat multe lucruri. Cele mai multe dintre lucrurile acestea au fost lucruri frumoase, daruri ale lui Dumnezeu în toate felurile. Dar sigur că nu înseamnă că dacă ești un om credincios, citești Biblia, te rogi, dacă ajungi să fii un slujitor al lui Dumnezeu dedicat predicării Evangheliei, Dumnezeu te așează într-un bol din sticlă și acolo nu mai ești un om normal care experimentezi bucuriile și crizele vieții. Și eu, ca oricare alt om, am trecut prin tot felul de lucruri, de experiențe și unele au fost experiențe personale, altele experiențe de familie, altele experiențe sociale sau mai ales experiențele de biserică. Experiențele de slujire însă sunt pline de emoție, pentru că, în general, un pastor, ca un medic, ca un polițist, ajunge să fie chemat de oameni când nu mai au nicio soluție, când sunt la capătul drumului. Și am multe experiențe de genul acesta. Am avut și o experiență culturală când am mers în Mozambic și asta m-a ajutat să înțeleg un pic că, de pildă, oamenii care se nasc în România, dintr-o dată toți devin ortodoxi, însă toți care se nasc în Turcia, dintr-o dată devin musulmani. Întreb, cu toată onestitatea, este o alegere? Evident, nu. Nu este o alegere. Este o cultură în interiorul căreia te naști și sigur că cultura te asimilează, tu ți-o însușești personal mai întâi inconștient și mai apoi conștient. Am fost în Mozambic și am văzut oamenii, mi-am dat seama că nu-i poate ajuta absolut nimeni niciodată, pentru că cea mai mare problemă a lor e mintea lor. Este în mintea lor. Nu aveau putere să asculte mai mult de 7-8 minute. Adormeau. Deci erau niște oameni care nu aveau capacitatea intelectuală să asculte și aceasta pentru că nu era folosită. Multe dintre femeile lor umbrau goale pe stradă. Și am avut niște trăiri pe care îmi dau seama ori de câte ori încerc să le povestesc, că nu sunt în stare să le povestesc, de aceea nici nu încerc. Însă m-a marcat extraordinar de mult durerea acestui popor, limita lui mai ales. Însă, ca un paradox care face durerea și mai mare, mândria lor religioasă, care era o religie primitivă, plină de sunete, și totuși erau mândri de religia lor. Mi-am dat seama atunci că Evanghelia lui Dumnezeu este singura soluție pentru oameni. Evanghelia nobilează, ridică, civilizează, oferă bucurie, speranță, scop în viață și perspectivă eternă. Experiența asta o au în general oamenii lui Dumnezeu care predică Evanghelia și care tot timpul sunt alături de oameni care își schimbă viața înlăcrimați, îndurerați de anii pierduți, dar bucuroși de anii care urmează, de perspectiva slujirii și mai ales de viața veșnică. Când am fost la școală, soția mea a fost dată afară de la combinatul chimic unde lucrase împreună și pentru că eu am plecat la seminar, ea a fost dată afară, era imediat după Revoluție când erau restructurări masive și dacă era soțul, soția era suportată, acceptată pe lângă el, dar dacă el nu mai era, ea devenea posibilă să plece. Și a fost dat afară, noi aveam 3 copii la momentul acela, erau măricei, erau la școală și n-aveam nicio sursă de venit. Eu eram la zi, la facultate, am fost 4 ani, Carmen acasă cu copiii. Niciunul dintre noi n-aveam părinți, fără frați, fără surori, fără nimeni. Așa am stat 4 ani la școală și la un moment dat la Alianța Evanghelică s-a găsit un post de instructor pentru evangelizare personală. Era în vremea în care se difuza la televizor Cartea Cărților în România. Așa. Și era un proiect al CBN-ului din America și urma
la invitația făcută pe monitor, pe televizor, pe ecranul televizorului, dacă cineva dorește o Biblie, trebuie doar să sune la numărul ăsta de telefon. Ei, eu eram persoana care duceam Biblia printre armata de oameni care în toată țara făceau lucrul ăsta. Și băteam la ușa cu pricina, mă prezentam politicos și spuneam bună ziua, iertați-mă că vă deranjez, mă numesc așa, eu sunt persoana care v-am adus Biblia, aici este Biblia. Îmi permite să intru puțin, aveți câteva clipe sau luați Biblia și nu vreau să vă deranjez. Și 99% dintre oameni bucuroși și impresionați că un străin într-adevăr venea să le aducă Biblia promisă, oamenii mă pofteau. Și ajungând în casă, sigur că puteam să vorbim 2 minute de fotbal dacă omul era pasionat de fotbal, puteam să vorbim 2 minute de orice altceva dacă omul era bolnav sau altfel. Istorie sau politică. Da, dar imediat mersesem să le ducem Biblia, să-i duc Biblia. Și de la Biblie începea o discuție mai lungă sau mai scurtă. Într-una dintre multele vizite, sute de vizite, eu aveam câteva județe la dispoziție, eram angajat să fac treaba asta, am întâlnit o persoană, o persoană proeminentă a timpului aceluia, un om implicat în politica României, în securitate, și el m-a primit cu greu în casă, era un om foarte sobru, se vedea de departe că este cineva. M-a primit, a vorbit mult, mi-am dat seama că trebuie să-l ascult, l-am ascultat cu plăcere, omul știa ce spune și la un moment dat mi-am cerut voie să vorbesc și i-am spus că în Noul Testament Biblia vorbește despre viață și vorbește despre moarte ca despre o trecere spre adevărata viață și i-am arătat cum Apostolul Pavel tot timpul vorbea despre viața veșnică și despre judecată, menționând faptul că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Și oamenii nu suportau ideea de judecată. Moartea urmată de judecată îi enerva pe toți oamenii. Când am ajuns cu subiectul acesta în fața omului care mă asculta, și el, ca și oamenii din vremea lui Pavel, s-a enervat. Și a încercat să menționeze meritele pe baza cărora el se credea îndreptățit. Pentru că eu îl întrebam, să mă iertați că îndrăsnesc, nu mai ne-am cunoscut, dar dacă totuși dumneavoastră ați muri la noapte, unde ați merge, în iad sau în rai? Întrebarea era absolut șocantă. În primul rând era nepotrivită. Omul ăsta numai ce a ajuns în casa mea, se bagă în viața mea și își permite să-mi pună cea mai nesuferită întrebare. Și oamenii rămâneau șocați, dar nu știau să reacționeze în alt fel decât să încerce un răspuns. Și cei mai mulți, probabil conștient sau inconștient, spunea, nu, eu merg în rai. Și parcă, ca și cum prima întrebare nu fusese suficient de nepotrivită, acum urma a doua la fel de nepotrivită. Pe ce bază dumneavoastră sperați să ajungeți în rai? Și asta îi închidea pe oameni și mai mult, îi punea în situația să-și evalueze propria credință, să verifice propriile cunoștințe despre chestiunea aceasta și să-și dea seama că dintr-o dată e împins într-o experiență unde nu a mai fost, unde nu se pricepe. Cei mai mulți oameni nu se pricepeau să spună. Și eu le aduceam aminte de mesajul lui Dumnezeu din Biblie, le spuneam că oricât ar fi viața de lungă și de frumoasă, ea se epuizează, ca și un film, ca și o piesă de teatru sau o carte, și vom ajunge în fața morții, pentru că viața noastră se încadrează între certificatul de naștere și cel de deces. Și după moartea aceasta pe care nu o putem evita, urmează judecata pe care nu o putem evita. Și eu le spuneam, i-am spus acestui domn, stimate domn, eu sunt sigur că dumneata ai o experiență, ești un om mai în vârstă ca mine, eu sunt ca un copil pe lângă dumneata. Te respect foarte mult și apreciez mult că mi-ai dat câteva clipe din timpul dumitale prețios. Însă vreau să-ți aduc aminte că nu ai ales să te naști, n-ai avut posibilitatea să spui da sau nu, cum, unde, prin cine și așa mai departe. Nu vei fi întrebat când vei muri, când, cum, unde și de ce, de inimă sau de ficat. Și nu vei fi întrebat nici dacă vrei să participi la judecată, pur și simplu te vei trezi acolo în fața lui Dumnezeu și lângă dumneata o să fiu eu și alții ca mine. Însă singurul lucru pe care avem posibilitatea să-l alegem sau să-l respingem este mântuirea, este iertarea. Cu privire la aceasta avem un cuvânt de spus. La naștere nu, la moarte nu, la judecată nu, dar la asta avem un cuvânt de spus, Domnule. Și sigur, nu-mi permit acum și nici nu are rost să detaliez cazul, dar vreau să vă spun că la un moment dat omul acesta
a alunecat de pe scaun, s-a plecat în genunchi și a început să plângă. Mi-a îmbrățișat picioarele, am încercat să mă desprind, era, mă umilea umilința lui, dar n-am putut. Și a început să spună omul ăsta frustrările lui și frica lui. Mm-hmm. Era frică că moare neiertat. Era un om inteligent, un om cu multă carte, un om cu o poziție înaltă. Era frică că moare nemântuit. Știa, înțelegea în mare ce spune Biblia. Îi era groază că într-o noapte o să-i se oprească inima și o să moară și o să meargă în iad. Și nu știa ce să facă, iar dacă totuși știa, nu știa cum să facă, pentru că era prins în multe lucruri, într-un aparat care îl împingea. Mă refer la un aparat politic, la un aparat profesional. Am avut o experiență care m-a zdrobit în fața acestui om. Și atunci mi-am dat seama că, indiferent cine ești, în fața lui Dumnezeu ești egal cu cel mai sărac, ești egal cu cel mai bolnav, ești egal cu oricine. Asta este una dintre experiențele frumoase pe care le-am avut. Timpul a expirat, stimați telespectatori, am fost binecuvântați în ziua de azi. Din nou să auzim despre puterea acestui cuvânt care transformă vieți. N-are importanță cine ești, n-are importanță ce vârstă ai, n-are importanță ce pregătire ai, n-are importanță în ce categorie socială te plasezi. Toți suntem datori cu o moarte, toți suntem datori să isprăvim viața pe pământul acesta și apoi vine judecata. Mesajul și experiențele împărtășite în ziua de azi sunt pentru dumneata care încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu și sunt pentru cei care s-au împăcat, dar au nevoie de îmbărbătare și de încurajare. Fă din ziua de azi ziua mântuirii, lasă acest cuvânt, permite acestui cuvânt și acestor experiențe să-ți atingă inima, să-ți transforme viața și Dumnezeu îți garantează o viață nouă. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim că ne-ați permis să intrăm în casele dumneavoastră. Vă încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Mult har, pace, binecuvântare și la revedere!